Poate că este un sfârșit de evangelizare cam ciudat cu tema pe care am ales-o. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Dacă Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, și dacă această mântuire n-a atins viața mea și familia mea, dragii mei, nu va avea absolut niciun efect nici în orașul în care trăim, nici în lumea în care trăim. Dacă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, ea poate să mă transforme și pe mine, poate transforma relațiile noastre. Oare de ce Pavel, în toate truda, în toată lupta lui, spune pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus? Iată la ce lucrez și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. În cartea Coloseni, Pavel începe cu o rugăciune și își împarte rugăciunea în două. În primul rând, mulțumește lui Dumnezeu pentru credința, nădejdea și dragostea lor. Evanghelia pe care au auzit-o a deschis ferestrele cerului și au văzut că viața nu se termină la mormânt, că există o altă împărăție, există o altă realitate. Și în felul acesta, nădejdea lor s-a ancorat în realitățile despre care Evanghelia le-a vorbit. Dar atunci când nădejdea este reală, credința se naște. Iar când credința este reală, dragostea decurge din ea. Credința fără fapte este moartă în ea însăși. Însă Pavel știe că cei pentru care se roagă nu sunt încă desăvârșiți în Hristos și de aceea mulțumirea și-o continuă cu o rugăciune. Versetul 9 din Coloseni, capitolul 1. De aceea și noi, din ziua în care am auzit aceste lucruri, deci am auzit despre nădejdea, credința și dragostea voastră, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voiei lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune, crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie, mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Dacă veți citi epistola până la capăt, și cea din Efeseni și cea din Coloseni sunt epistole surori, Pavel vine și ia Evanghelia lui Hristos, lucrarea lui Hristos și o duce în toate compartimentele vieții. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Bărbaților lui, iubiți-vă nevestele. Copii, ascultați de părinții voștri în Domnul. Părinți, nu întărâtați pe copiii voștri la mânie ca să nu-și piardă nădejdea. Robilor, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Stăpânilor, nu uitați că aveți și voi un stăpân în cer. Observați Evanghelia lui Hristos. Coloseni, de pildă, este o carte, are doar 95 de versete și de peste 70 de ori Hristos este pomenit în ea. E o carte cristologică, e cartea Evangheliei, e cartea puterii lui Dumnezeu. Dar dacă această putere a lui Dumnezeu nu schimbă viața unei soții, viața unui soț, viața unui copil, viața unui părinte, viața unui angajat sau viața unui angajator, întrebarea mea este, nu cumva prostim lumea cu cântecele noastre și cu predicile noastre, dacă viețile noastre nu arată lucrul acesta? Să vă umpleți de cunoștința voiei lui, pentru că în felul acesta să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru. În epistola soră din Efeseni, Pavel începe secțiunea despre familie. Acolo ar trebui să vadă, în primul rând, rodul puterei Evangheliei. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. O familie creștină se deosebește de orice altă familie prin faptul că l-a acceptat, l-a proclamat, l-a mărturisit pe Hristos ca Domn și autoritate finală. Dragii mei, nu soțul este autoritatea ultimă în familie, nici soția, nu părinții, nici copiii. Indiferent cine ai fi, dacă ești parte dintr-o familie creștină, Hristos are ultimul cuvânt. Hristos este Cel care a gândit familia. Hristos este Cel care desemnează rolurile în familie pentru fiecare membru al ei. Atunci când avem curajul să luăm pe Hristos ca și autoritate finală,
Îl avem de partea noastră pe stăpânul Universului. Din El, prin El și pentru El au fost create toate lucrurile. Dar atunci, dragii mei, putem sfida statisticile și situația din jurul nostru. Din 3 familii, una se desface în România și lucrurile stau mai prost în Europa și în Statele Unite. Vom evita divorțul pentru că există un arbitru deasupra noastră, o autoritate deasupra noastră. Vom păstra între noi o comunicare constructivă care este liantul unei căsnicii. Dar mai presus de toate, vom avea puterea și îndrumarea să ne înțelegem și să ne împlinim rolul pe care Dumnezeu ni l-a dat fiecăruia în familie. După versetul 21, Pavel se întoarce spre soții și le spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. O femeie este supusă ca Domnului atunci când se străduiește să înțeleagă și să-și împlinească locul și rolul pe care i l-a dat Dumnezeu. Există 3 întrebări la care orice femeie din fragedă de pruncie ar trebui să știe să răspundă. În primul rând, cine sunt și pentru ce am fost create? N-ai venit pe planeta asta la ideea ta? Dumnezeu te-a creat. Și de aceea Dumnezeu a hotărât ce rol joci pe această planetă, ce rol trebuie să împlinești în familie. În Genesa capitolul 2 aveți răspuns la această întrebare. O femeie este ocupată cu multe lucruri, dragii mei. Noi bărbații mai tragem chiulul pe la ziare, pe la televizor, nevestele noastre lucrează cot la cot cu noi, vine acasă, trebuie să și trudească, să facă mâncare, să aibă grijă de copii. Dragii mei, orice poate fi delegat afară de un singur lucru. Care este lucrarea aceea unei soții care nu poate delega nimănui și pe care, dacă nu o împlinește, va da socoteală lui Dumnezeu? O întrebare esențială. A treia întrebare la care trebuie să răspundă orice femeie. După ce am aflat care este însărcinarea mea principală, cum trebuie să mi-o împlinesc ca să-mi ating scopul și ținta? Dar mă opresc aici, pentru că seara asta nu vreau să vorbesc soțiilor, poate altă dată. Dar textul nostru continuă în versetul 25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica, căci noi suntem trupul lui, mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui, os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo fiecare din voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Ce extraordinar este că Domnul Iisus nu ne dă porunci doar, ci ne oferă modele. Ne oferă modelul de supunere, ne oferă modelul de iubire. Și dacă nu stai de vorbă cu Hristos și nu înțelegi viața Lui și modelul Lui, nu știi ce să faci în familia ta. Nu știi de ce Evanghelia nu lucrează în familia ta. De aceea, întrebarea la care aș vrea să răspundem în seara aceasta este: cum a iubit Hristos biserica? Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. Dar biserica suntem noi, nu doar soții, ci și soțiile, nu doar părinții, ci și copiii, nu doar tinerii, ci și bătrânii. Cu alte cuvinte, pe toți ne privește întrebarea aceasta. Noi suntem biserica, pe noi ne-a iubit Hristos. Deci cum ne-a iubit Hristos? Ca să înțelegem iubirea lui Hristos pentru biserică, trebuie să-L aducem în discuție neapărat și pe Tatăl. Pentru că Tatăl a alcătuit planul în sine însuși.
Fiul a intrat în planurile Tatălui. În 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, Pavel spune: Dumnezeu este capul lui Hristos, Hristos este capul bărbatului și bărbatul este capul femeii. Dumnezeu este, dacă vreți, autoritatea întregului univers. Din El, prin El și pentru El se întâmplă toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos s-a supus Tatălui intrând în planurile Lui și Domnul Iisus îl cheamă pe bărbat să intre în planurile Lui alături de ajutorul Lui potrivit, care este soția sa. În Efeseni, capitolul 5, versetul 2, ni se spune că Hristos ne-a iubit pe noi și s-a dat pe Sine pentru noi, dar ascultați ce urmează, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Observați, în jertfa lui Hristos este și Tatăl, suntem și noi. El s-a dat pe Sine pentru noi, dar a făcut-o de dragul Tatălui și pentru Tatăl și pentru împlinirea planurilor Tatălui. Cum a iubit Hristos biserica? Dându-se pe Sine însuși pentru ea, ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Poate vă surprinde, dar Domnul Iisus, atunci când s-a hotărât să ne iubească, n-a venit la noi să ne întrebe: dragii mei, cum ați dori să fiți iubiți? Ci s-a dus la Tatăl și l-a întrebat: Tată, cum ar trebui să iubesc pe oamenii aceia păcătoși, ca voia Ta, așteptările Tale, planurile Tale să se împlinească? Tatăl a alcătuit în Sine însuși un plan ca să-L aducă la îndeplinire la sfârșitul vremurilor spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile. Și ascultați ce a gândit Tatăl înainte ca noi să fi existat, înainte ca Fiul lui Dumnezeu să fi dezbrăcat slava Lui și să fi zis: iată-mă, trimite-mă, în sulul cărții este scris despre mine. În Efeseni, capitolul 1, versetul 4, citim: în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei Sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Imaginați-vă un punct care reprezintă momentul întemeierii lumii. Și veniți cu mine în veșnicia trecută, înainte ca Dumnezeu să fi zis să fie lumină. Scriptura spune: în Hristos Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, dar ca să ne aleagă, noi trebuia să fim înfiați. Ca să ne poată înfia, noi trebuia să fim mai întâi răscumpărați și iertați. Ca să fim răscumpărați și iertați, Fiul lui Dumnezeu a trebuit să accepte să dezbrace slava Sa și să intre în planurile Tatălui, în planurile Tatălui. Atunci când Fiul lui Dumnezeu a acceptat să intre în planurile Tatălui, El a venit la Tatăl și l-a întrebat: Tată, spune-mi, în ce trebuie să se materializeze iubirea mea pentru oamenii aceștia păcătoși, ca așteptările Tale să se împlinească, ca ei să poată într-o zi să fie sfinți și fără prihană înaintea Ta? Dragii mei, planurile Tatălui au dat un scop și o direcție iubirii lui Hristos. Foarte multe din soțiile noastre își imaginează iubirea ca ceva rozaliu și căldicel, ca o gelatină care să le cuprindă și să le împlinească așteptările și mofturile de cel mai multe ori. Dragii mei, nu așa e iubirea lui Hristos. El nu ne-a întrebat pe noi cum am dori să fim iubiți. El a întrebat pe Tatăl cum trebuie să ne iubească, ce trebuie ca iubirea Lui să realizeze în noi cei păcătoși, pentru ca într-o bună zi să fim compatibili cu cerul, să ne putem întoarce în prezența Lui Dumnezeu, să fim mireasa Lui Hristos. Știți ce L-a costat pe Hristos iubirea Lui pentru noi? Filipeni, capitolul 2, versetul 6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe Sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Dragii mei, iubirea Domnului Iisus s-a materializat în primul rând în dezbrăcarea slavei Lui, în acceptarea întrupării, în trăirea fără păcat într-o lume plină de păcat. Iubirea Lui Hristos l-a dus pe cruce. Noi l-am răstignit, noi cei iubiți de El, l-am aruncat într-un mormânt și am prăvălit piatra peste El. Dar a treia zi, Dumnezeu l-a înviat din morți. Știți de ce ne-a iubit așa? Ca să ne poată răscumpăra din păcatele noastre, să ne poată ierta, să ne poată aduce în familia lui Dumnezeu, să ne poată înfia, să ne poată pecetlui cu Duhul Sfânt, care să realizeze dezbrăcarea noastră de hainele murdare ale păcatului și îmbrăcarea noastră cu hainele miresei pentru nunta mielului. Iubirea lui Hristos față de biserica lui urmărește nu împlinirea așteptărilor bisericii, ci împlinirea planurilor Tatălui din ceruri. Acum putem pune la oaltă cele două iubiri. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. După cum Hristos a iubit biserica în lumina planurilor Tatălui și pentru împlinirea planurilor Tatălui, tot așa trebuie să-și iubească și soții soțiile sau bărbații nevestele în lumina planurilor Tatălui pentru soțiile noastre, pentru împlinirea așteptărilor lui Dumnezeu în viețile soțiilor noastre. Ori Dumnezeu a creat-o pe soția mea, te-a creat pe tine, ca să fii un ajutor potrivit. Un ajutor potrivit pentru soțul tău, pentru ca împreună, intrând în planurile lui Hristos, într-o bună zi, Tatăl să fie glorificat pentru lucrarea aceasta. Iubirea soțului trebuie să-și încurajeze soția în devenirea ei în lumina așteptărilor lui Dumnezeu pentru ea. Atenție însă, până unde putem duce paralela dintre cele două iubiri, dintre model și dintre noi? Nici unul dintre noi, soții, nu putem face pentru soțiile noastre ceea ce Domnul Iisus a făcut pentru biserică, deci și pentru soții, pentru soții, și pentru părinți, și pentru copii. Lăsați-mi voie să vorbesc puțin despre conținutul unic al iubirii Domnului Iisus Hristos pentru biserica Lui. Textul spune, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aș vrea să iau ce ați auzit și să le iau pe rând. În primul rând, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. A sfinți înseamnă a pune deoparte pentru ceva. După cum o mireasă se pune deoparte pentru mirele ei, tot așa biserica a fost pusă deoparte pentru Hristos. Dar Hristos a realizat lucrul acesta dându-se pe sine pentru ea. Dar lucrul acesta a avut implicații legale pe care nici măcar nu ni le putem imagina. Ascultați ce spune Pavel în Romani, capitolul 7, versetul 1. Nu știți, fraților, vorbesc unor oameni care cunosc legea, că legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el. Căci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei. Dacă deci, cât îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema prea curvă. Dar dacă îi moare bărbatul, este dezlegată de lege, așa că nu mai este prea curvă dacă se mărită după altul. Îmi pare rău că nu vă pot proiecta imaginea, dar imaginați-l pe om, omenirea întreagă, adunată înapoi în Adam și în Eva, în familia de la începutul istoriei, între Dumnezeu și Satana. Pe de o parte, Dumnezeu a zis, în ziua care vei mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vei muri negreșit. Femeia a întins mâna, a luat din fructul oprit, a dat și bărbatului ei. Bărbatul a luat și el și a mâncat. Și în momentul acela, șarpele care era în grădină s-a ridicat și s-a dus înaintea preanaltului Dumnezeu. Și a luat legea lui și a arătat-o și a zis, stăpâne, n-ai spus tu că în ziua în care vor mânca vor muri negreșit, adică vor fi despărțiți de tine? Și Dumnezeu a zis, ba da. Și
Și Dumnezeu a zis, sunt ai tăi. Și din momentul acela, relația cu Dumnezeu s-a rupt și s-a creat o nouă relație de căsătorie în lumea spirituală, între om și satana. Dragii mei, basmele noastre spun că atunci când zmăul a furat-o pe Ileana Cosânzeana, a venit Făt Frumos. Și Făt Frumos l-a repus, a luat-o pe Ileana Cosânzeana, s-au căsătorit și au fost fericiți până la sfârșit. Astea sunt basme. Legea lui Dumnezeu nu permite așa ceva. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos, indiferent cât de puternic este, ați cântat puterea Lui, indiferent de cât de puternic este, nu putea veni pur și simplu să ne ia din mâna lui satana, să se transforme, să ne facă mireasa Lui. Nu putea face lucrul acesta. S-ar fi negat pe sine, ar fi călcat în picioare legea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Scriptura. Puterea păcatului, puterea păcatului personificat este legea. Puterea păcatului, bolul morții e păcatul, puterea păcatului este legea. Câtă vreme legea lui Dumnezeu este împotriva noastră, satana are putere și drept legal asupra noastră. De aceea, Domnul Iisus Hristos a trebuit să ne iubească în așa fel încât dreptatea, legea lui Dumnezeu să nu fie călcată în picioare. Știți ce a făcut El? A murit în locul tău și în locul meu. A luat asupra Lui păcatele întregii omeniri. Și prin moartea pe care ne-a împrumutat-o, a rupt relația dintre noi și soțul nostru, dintre noi și Satan. Dragii mei, Scriptura spune că câtă vreme trăiește bărbatul, femeia este, femeia măritată, este legată de bărbatul ei. Acum, dacă bărbatul nostru, în sens spiritual, este satana, îmi pare rău să vă spun, dar el nu moare. Iar dacă aș fi murit eu, omul, moartea ar fi înveșnicit relația mea cu cel rău. Și de aceea Dumnezeu a avut o singură șansă să mă elibereze, să mă facă mireasa lui Hristos, să-mi împrumute moartea Fiului Său, să mor fără să mor. Și moartea este cea care pune capăt unei relații. Cu alte cuvinte, legea are puterea asupra omului doar câtă vreme trăiește în el. De aceea, în momentul în care murim, legea încetează să mai aibă ceva împotriva noastră. Și ascultați versetul următor, versetul 4, care ridică metafora căsătoriei pe plan spiritual. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia. Adică acelui ce a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă pentru Dumnezeu. El, Hristos, s-a dat pe sine pentru noi, da, pentru mireasa Lui, ca prin moarte să rupă legătura dintre noi și satana, să ne facă liberi, să ne poată cere mâna, să ne poată peți, să ne poată lua ca mireasă a Lui. Aceasta înseamnă că El s-a dat pe sine pentru mireasa Lui, pentru biserică, ca să o sfințească, să o pună deoparte pentru El. Înseamnă oare lucrul acesta că moartea Domnului Iisus Hristos este pentru toți? Da. Scriptura spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Scriptura spune că Dumnezeu a închis pe toți oamenii în ascultare pentru ca să aibă îndurare de toți. Scriptura spune că Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii și Domnul Iisus Hristos a murit pentru toți oamenii. Asta spune Scriptura. Cu toate acestea, largă e calea care duce la pierzare și mulți din sală sunt pe ea. Dumnezeu ne cunoaște pe toți. De ce? Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru toți, nu toți vor fi mântuiți. Dragii mei, din pricina ceea ce urmează, s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. În păcat m-a zămislit mama mea. Păcatul este lipit de mine, dragii mei, lipit de tine. Niciunul dintre noi nu suntem neprihăniți, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să fim curățiți prin sângele lui Hristos. Dar foarte interesant, curățirea aceasta în text spune după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt.
Și noi ne pregătim pentru un botez ca o biserică și totdeauna spun celor care se botează, drac intri în apă, drac ieși din ea. Cu alte cuvinte, faptul că te moi într-o apă, în public, nu te ajută la absolut nimica. Și de aceea cred eu că botezul simbolizează ceva, arată spre ceva, spre o realitate obiectivă. El s-a dat pe sine pentru ea, pentru ca să o curățească. Moartea lui, sângele lui, este agentul curățitor al păcatelor noastre. Cu toate acestea, spuneam, nu toți beneficiază de moartea Domnului Iisus Hristos, de răscumpărarea lui. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu te-a creat liber. Ți-a pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și ți-a spus, alege viața, dar nu te obligă să o faci. Ai libertatea să primești sau ai libertatea să refuzi lucrarea, iubirea Domnului Iisus Hristos? Acceptarea lucrării Domnului Iisus se face prin mărturia publică de către fiecare din noi în parte și lucrul acesta îl facem prin botezul în apă, prin cuvânt. Prin botezul în apă, prin cuvânt. Astfel, moartea Domnului Iisus Hristos ni se atribuie nouă, pentru că prin cufundare noi murim împreună cu El ca să ne ridicăm la o nouă viață, să aducem roadă pentru Dumnezeu. Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, prin trupul lui Hristos, voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți al altuia, adică ai celui ce a murit și a înviat din morți și aceasta ca să aducem roadă lui Dumnezeu. Ne întrebăm totuși, de ce adaugă Pavel prin botezul cu apă, virgulă, prin cuvânt? Vă spuneam, botezul este un ritual, este un simbol, este o metaforă, este o analogie. Dacă n-ar fi cuvântul lui Dumnezeu în spatele acestui act, dacă n-ar fi jertfa obiectivă a Domnului Iisus Hristos, iubirea Lui materializată în dezbrăcare de slavă și în răstignire în locul nostru, nici ritualul n-ar avea absolut niciun sens. Icoana aceasta închipuitoare, este vorba de botezul în apă, vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Și Petru ne spune clar, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Hristos din morți. Așadar, este sfințit sau pus deoparte pentru mirele ceresc, acela care l-a mărturisit cu gura pe Hristos ca Domn, acela care crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat din morți și acela care are curajul să nu se rușineze de el, să o facă în mod public. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, cine se va rușina de mine înaintea oamenilor, mă voi rușina și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri și înaintea Sfinților Îngeri. Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca să ne sfințească după ce ne-a curățit prin botezul cu apă, prin cuvânt, dar iubirea Lui nu s-a oprit la asta pentru că Tatăl așteaptă un pic mai mult și textul continuă ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică sfântă și fără prihană. Am văzut că Dumnezeu a alcătuit în sine însuși un plan și iubirea lui Hristos a contribuit la realizarea acestui plan. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. De aceea Domnul Iisus Hristos nu-și putea termina lucrarea decât în momentul în care ne va lua și ne va prezenta înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri, așa cum Dumnezeu așteaptă, sfinți și fără prihană înaintea Lui. Știți ce spune Scriptura? Toți câți ne-am botezat în Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos. Faptele mele bune, neprihănirea mea, nu sunt suficiente pentru sfințenia lui Dumnezeu? Dragii mei, astea sunt hainele murdare, până și faptele mele bune sunt ca o haină mânjită. Am nevoie de neprihănirea, de dreptatea lui Hristos. Trebuie să mă îmbrac cu Hristos ca să pot deveni mireasa lui Hristos. Asta este haina noastră de nuntă, fără de care n-avem ce căuta la nunta mielului. Ascultați cum se termină Biblia, capitolul 19 din Apocalipsa.
Și am auzit un glas de gloată multă, ca vuietul unor tunete, unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Haleluia! Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Mireasa lui Hristos, îmbrăcată în hainele albe ale neprihănirii lui Hristos, va fi prezentată cerului întreg și Tatălui. Dragii mei, toată istoria aleargă spre acest moment. Când va veni momentul, cerul întreg va izbucni în osanale. A venit nunta mielului. Nu știu dacă vă puteți imagina cinstea pe care Fiul o va primi în acel moment. Pentru că noi vom fi prezentați întregului cer și Tatălui, nu ca rod al eforturilor noastre, al religiei noastre, ci ca rod al iubirii lui Hristos. O biserică, o mireasă slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și doar așa și doar atunci va începe nunta spre care aleargă întreaga istorie și pe care așteaptă cerul. Imaginați-vă momentul. Atunci când avem nunți pe pământ, mă întorc spre mirese, ochii întotdeauna sunt pironiți asupra. Acolo se dau banii, acolo se fac pregătirile, acolo sunt florile, acolo sunt hainele. În cer va fi altfel. Când mireasa va fi prezentată înaintea întregului cer, toți se vor întoarce asupra mielului, toate privirile. Pentru că frumusețea miresei a fost realizată prin iubirea mirelui. Prin faptul că s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Și dați-mi voie să gustăm împreună un moment, l-ați auzit în unul din cântece, Apocalipsa, capitolul 5. După ce îngerul puternic se oprește înaintea scaunului de domnie, cel ce ședea pe el avea un sul al cărții, planurile lui, în mâna dreaptă, și strigă: cine este vrednic să ia cartea, să-i rupă pe cețile? Versetul 3 spune: nu s-a găsit nimeni, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, vrednic să ia cartea, să se uite în ea. Și Ioan spune: am plâns mult, până când unul din bătrâni îl bate pe umăr și spune: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte pecete ale ei. Ioan se întoarce și pe scaunul de domnie vede un miel care părea junghiat. Versetul 7. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii, cei 24 de bătrâni, s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare o alută și potire de aur, pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau. Și dacă vă uitați, toată cinstea o primește mirele, o primește mielul. Vrednic ești tu să iei cartea, să iei rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod, de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Și Ioan spune: m-am uitat împrejur și am văzut că în jurul scaunului de domnie și în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri, numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: nu vrednic este mireasa, vrednic este mirele,
Vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, slava și cinstea și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând. Acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin, și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și s-au închinat celui ce este viu în vecii vecilor. Lăsați-mi voie să trag concluzia. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. După cum iubirea lui Hristos pentru biserică n-a început cu noi, cu ce am dorit, ce ne-ar plăcea, ce a început cu Tatăl. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Nu te duci la nevastă ta să o întrebi cum trebuie să o iubești. De multe ori suntem în conferință, Nora e cu mine, acum n-a putut veni, că are o altă conferință, și în plen îi pun două întrebări. Nora, ți-a fost foame cu mine? Acum, dacă vă uitați la mine și la ea, nici eu nu putem spune că am murit de foame, da? Ea trebuie să zică nu. Și mai pune a doua întrebare. Ți-a fost fric cu mine? Ea zice nu. Atunci și v-am împlinit datoria. Pentru că Scriptura îmi spune, dacă avem ce mânca și ce îmbrăca, nu este de ajuns. A, că noi dorim un pic mai mult, dar astea sunt mofturi, dragii mei. Astea sunt mofturi. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă să împlinim planurile Lui, nu mofturile celui de lângă noi. Deci după cum Hristos a iubit biserica, nu începând cu noi, ci începând cu Tatăl și pentru împlinirea planurilor Lui, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele. Întrebați-L pe Hristos cum trebuie să vă iubiți nevestele, nu pe ele. Dar vom spune noi bărbații, cine este de ajuns pentru aceste lucruri? Astea sunt filozofii care nici nu știi cum să le atingi. Totul este foarte frumos, dar imposibil de realizat și de atins. Frate Beni, nu cumva există lucruri ceva mai concrete, ceva mai palpabile, ceva mai aproape de noroiul în care noi trăim? Lăsați-mi voi să citesc textul mai departe și să mă grăbesc spre încheiere. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Acum, dacă iubirea lui Hristos este mult deasupra capetelor noastre, trupul tău și al meu nu-i foarte departe de mine, nu-i așa? Ioi! Vai! Nici te lovești bine la un deget și repede fugi să te pansezi și mergi la medic și ai grijă de tine și... Deci, cred că suficient de palpabile lucrurile acestea, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine. Eu n-am văzut ființe mai egoiste ca bărbații, da? Femeile se cheltuiesc, femeile se jertfesc. Noi bărbații așteptăm să fim slujiți, Deci, nu e foarte greu să te iubești ca pe tine însuți, nu e foarte greu. Suntem obișnuiți cu lucrul acesta și textul continuă, nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag ca și Hristos biserică. Uitați-vă ce frumos m-am îmbrăcat pentru de și frații mei la fel, da? Toți în negru și la fel. Nu-i foarte greu să înțelegi despre ce este vorba, dar versetul 3 ne aruncă înapoi în brațele Domnului Iisus, în modelul Domnului Iisus. Pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui și os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și biserică. Observați cum împletește Pavel relația dintre soț-soție cu relația dintre Hristos și biserică. Dar niciodată, până în contextul acesta, n-am înțeles citatul din Genesa, este Genesa 2:24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. De ce? De aceea. De ce a lăsat Hristos pe tatăl său? De ce a dezbrăcat el slava? De ce a venit el între noi și a umblat printre noi, plin de har și de adevăr? Ca să facă din noi
din biserica lui un ajutor potrivit. Dragii mei, în zilele noastre divorțurile se mulțesc chiar și în biserici. Și cei care trântesc lucrurile de pământ de cele mai multe ori sunt bărbații. Și știți de ce o facem? Nu suntem mulțumiți cu nevestele noastre. Nemulțumirea noastră este dovada propriului nostru faliment. Dragii mei, noi ne-am lăsat tatăl, că Scriptura spune, cu bărbatul vorbește, de aceea va lăsa omul, bărbatul, pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa, ca ea să devină parte din trupul lui, să devină ajutorul lui potrivit. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa, ca cu ajutorul lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, să asiste pe soția lui în devenirea ei, în lumina planului pe care Dumnezeu a făcut-o pentru ea. Ca să-mi pot iubi nevasta ca pe trupul meu, trebuie să recunosc două lucruri ca bărbat. În primul rând, am nevoie de ajutor și asta e partea cea mai grea pentru noi bărbații. Noi spunem că Dumnezeu ne-a luat o coastă ca să ocrotim pe soțiile noastre. Dragii mei, nu. Dumnezeu ne-a dat un ajutor potrivit pentru că eram incompleți, eram ca un șvaițer cu găuri mari. Da? Noi bărbații. Și asta e foarte complicat de priceput și de acceptat de noi. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l știu și să îl mărturisesc, fără rușine, nimeni altcineva în afară soției mele nu poate fi un ajutor mai potrivit ca ea. Nu uitați, în fața unei lupte spirituale pe viață și pe moarte, nu în fața deșertăciunii și a banilor, nu, dragii mei, în fața unei lupte spirituale, a zis Dumnezeu, nu-i bine ca omul să fie singur. Nu-i bine ca omul să fie singur. Ca bărbat sunt vulnerabil și de aceea am nevoie de ajutorul soției mele. Câți dintre noi aveți curajul sau avem curajul să spunem aceste cuvinte? Eu le repet și vă rog, repetați-le după mine. Ca bărbat sunt vulnerabil și de aceea am nevoie de ajutorul soției mele. Ca bărbat sunt vulnerabil și de aceea... Foarte puțin. Afară de... Nu crede nimeni din adunare lucrul acesta. Dragii mei, indiferent ce credeți voi, răspundeți-mi la o întrebare. Deși vă este greu să recunoașteți lucrul acesta, oare de ce a fost nevoit Dumnezeu să ne facă un ajutor potrivit dacă nu aveam nevoie de El? Dacă noi suntem compleți în noi înșine, Dumnezeu a făcut o mare greșeală, o extraordinară greșeală, să-mi dea un ajutor potrivit când mă încurcă pentru că tot timpul e în picioarele mele. Nu știu ce să fac cu ea. Da? Ori cred că Dumnezeu este un pic mai înțelept ca tine și ca mine. Da? Este la tot înțelept. Și de aceea, eu ca bărbat, trebuie să recunosc vulnerabilitatea mea, faptul că am nevoie de un ajutor potrivit. Din păcate, nici femeia n-a fost obligată de Dumnezeu să-și împlinească menirea și a avut libertatea să aleagă între viață și moarte și a ales moartea. A ales neascultarea de Dumnezeu, s-a întors împotriva lui Dumnezeu și a tras istoria din preună cu bărbatul ei în groapă. De aceea, atenție, surorilor! Nimeni nu o să vă oblige să vă acceptați locul și rolul. Dar în momentul acela, pământul a fost vândut în mâinile lui Satana și el a devenit Dumnezeul viacului acestuia, stăpânitorul lumii acesteia, așa îl numește Domnul Iisus. Însă rămâne de păzit un singur lucru, sufletul omului. Și pentru păzirea sufletului lui, bărbatul are nevoie de ajutorul soției lui. Dragii mei, nu știu de ce o femeie altfel decât un bărbat. După ce m-am însurat eu cu foarte mulți ani în urmă, în primii ani de căsnicie, n-am știut ce să fac cu nevastă mea, de un seo și unde să o pun. N-am putut să o înțeleg. Și m-am dus la Scriptură și am zis, ia să vedem ce zice Biblia despre femeie. Și am luat-o pe prima, pe a doua, când am ajuns la trei, am închis Biblia și am zis, toate sunt la fel. Și m-am dat bătut. Au trecut 40 de ani, nici acum n-am răspuns. Și diferența uriașă dintre mine și ea este că eu cu capul meu ingineresc număr așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soția mea numără 1, 2, 10. Și eu zic, dar unde le-ai lăsat pe celelalte? Zicea, nu știu. Nu, puneți-le voi la capăt. Noi numim lucrul acesta intuiție feminină. Dragii mei, Dumnezeu nu dă nimănui o lucrare fără să-L echipeze pentru ea.
și pentru că ea mi-a fost dată ca ajutor potrivit în lupta asta spirituală, unde lucrurile nu se văd, am nevoie de ea, pentru că ea are o intuiție care mie îmi lipsește. Până când eu ajung la 10, îs mâncat pe la spate de cel rău. Și de aceea, soția mea este chemată să stea cu ochii pe mine, să mă vadă încolo, înalt după Hristos. Și când am făcut un pas în lături, să tragă un semnal de alarmă. Să tragă un semnal de alarmă. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dragii mei, există două împărății. În universul lui Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, bărbatul și femeia. În universul celui rău este balaurul și îngerii lui și un loc vacant. De unde știu că este un loc vacant? Pentru că la judecată Domnul Iisus spune: duceți-vă în focul cel veșnic pregătit pentru diavolul și îngerii lui, nu pentru tine, nici pentru mine. Tu poți alege să fii o veșnicie cu diavolul, dar nu-i locul tău acolo, ai fost creat după chipul lui Dumnezeu. Dacă nici Fiul lui Dumnezeu n-a fost scutit de ispitire, închide-te mie și îți voi da toate împărățiile pământului. Dragii mei, omul, bărbatul îl vinde pe Hristos pentru un pumn de arginți.